Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit din nou pe canalul meu tuturor celor abonați, bun venit celor noi. Vă salut cu mare drag pe toți cei ce vă abonați astăzi. Avem un pic și facem 62.000 de abonați. Wow, sună incredibil când spun asta. Dragii mei, poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea. Sper că moșul a fost generos cu voi, ați găsit ce trebuia prin ghetuțe. Dacă n-am fost generos, o să vă zic eu ceva care poate să vă genereze o doză de optimism. Astăzi, pentru că este Moș Nicolae, am să vă fac un cadou și am să vă spun ce am cumpărat eu astăzi. Și am să vă zic și de ce am cumpărat și cum văd eu lucrurile. În clipa de față, Bitcoin-ul este într-o zonă interesantă. La 47.900, văd că avem încă un discount, ne ducem în jos, în fine. Nu văd asta ca o problemă majoră. Următoarea zonă pe care o putem testa într-un, să zicem, scenariu foarte negativ este 42.000. Sunt convins că mulți dintre voi veți fi foarte speriați și panicați dacă ajungem din nou acolo. Asta este piața cripto, așa se întâmplă lucrurile. Dacă stai și tresari la fiecare, să zicem, modificare de preț în piață, e posibil să nu fie pentru tine acest lucru. Înainte să mă apuc să fac acest clip, Bitcoin-ul era cu aproape 1000 de dolari mai scump, adică era pe la 48.000 și ceva, acum e la 47.800. Ok, pentru unii poate tragedie, pentru alții poate asta înseamnă oportunitate. Vorbeam dimineață cu un prieten de aici din Dubai și spuneam, în general, oportunitățile de a face bani sunt fix când piața este ca acum, când piața are deja o corecție destul de mare. De la 68.000 până la 47.000, e o diferență de 20.000 de dolari aproape pentru Bitcoin pe minus, dar asta înseamnă oportunitate. Nu știu dacă mai țineți minte, în primăvară, în mai, când piața a început să cadă și să cadă și să cadă, toată lumea era panicată. Unii ziceau, gata, Bitcoin se duce la 15.000, la 10.000, nu știu ce a venit sfârșitul. Vă ziceam și în clipurile de acum câteva zile că pe internet sunt tot felul de proroci. Unii care zic că Bitcoin e cel mai tare, unii zic că Bitcoin nu e o prostie, că e manipulat, că e pentru hoți, pentru baniți, nu știu ce. În altă ordine de idei, Bitcoin-ul generează oportunități de a face bani pentru foarte mulți oameni de 12 ani de zile. Că o fi bun, că nu o fi bun, eu cred că cei care fac bani cu Bitcoin-ul nu-i deranjează nimic. Ok, fiind Moș Nicolae, probabil am avut un discount de Black Friday la Bitcoin, acum avem un discount de Black Friday la Bitcoin din nou de Moș Nicolae. Eu personal astăzi nu am cumpărat Bitcoin, am cumpărat Harmony One. Harmony One este un Layer One blockchain, da? Pe care se construiește o grămadă, mai ales în zona de DeFi. Da? Sunt foarte multe proiecte care se construiesc. Are un volum de tranzacționare de 100 de milioane de dolari în ultimele 24 de ore, este pe poziția 65 în CoinMarketCap și este pe lista doar aici pe CoinMarketCap la aproape 370.000 de oameni. Comunitatea lor pe Twitter, vă zic imediat cât măsoară, 285.000 de oameni, da? 285.000 de oameni care probabil în clipa de față sunt panicați că avem o corecție. Eu am cumpărat la 0.17 cenți, acum el este la 0.16 și scade. Să vedem ce face Bitcoin-ul. Din punctul meu de vedere, Harmony One încă nu este în acea mega, ultra zonă de buy. Zona aia începe sub 10 cenți. Însă, eu nu cred că turbulențele astea vor dura foarte, foarte mult timp. Și comparativ cu Bitcoin-ul, da? În clipa de față, Harmony One este la peste 60% discount. Da, să luăm o ruletă pe TradingView să măsurăm. Da.
Deci exact acum suntem la 56% discount. 56% discount față de un all-time high care a fost pe 26 octombrie, da? Când un singur one valora 38 de cenți. Deci acum la 16 cenți, nu știu ce să zic. E, pentru mine e într-o zonă de suport deja. Aici am mai fost. Următoarea zonă de suport e, cum ziceam, pe la 10 cenți. Însă e un proiect care se maturizează și nu cred că va mai ajunge acolo decât dacă piața se trântește rău de tot și dacă piața se trântește rău de tot, mai într-o dată. Adică nu e o problemă. Mai cumpărăm mai ieftin. Am zis că na, e Moș Nicolae, până acum v-am tot vorbit de proiectele mele preferate, adică de proiectul preferat Polkadot, care și Polkadot este la 50% discount pentru cei interesați, adică și ăsta a fost $50 acum ceva timp. Însă, pentru mine personal, în clipa de față, eu cred că Harmony are șanse mult mai mari să genereze niște profituri foarte decente în termen scurt. Pentru că Harmony One acum o săptămână valora 26 de cenți, Harmony One la sfârșitul lui noiembrie valora 34 de cenți. Din punctul meu de vedere, nu ar avea de ce să nu se întoarcă în acea zonă și cred că se va întoarce și o va depăși, adică se va duce mai sus. Dacă nu aveam această corecție, cu siguranță Harmony One-ul, dacă Bitcoin își continua drumul spre 70-80, s-ar fi dus și el către 50-60 de cenți. Sunt sigur că o să ajungă acolo într-un viitor destul de apropiat. Însă, astăzi, pentru mine, el este la un discount foarte bun. Vorbeam cu un prieten dimineață și spuneam că banii îi faci când piața arată ca acum, când piața te sperie. Dacă te uiți la piață și zici, mamă, ce tare, totul verde, totul e perfect, atunci fac alții bani vânzându-ți ție. Acum, toți cei care se panichează, își vând toate asset-urile, crezând că e vaporul în flăcări. Însă nu e cazul. Asta este părerea mea. Încă o dată, dragilor, nu suntem în bear market tehnic, da? Pentru cei ce vreți să tranzacționați genul ăsta de perioade de timp, vă recomand canalul nostru de Telegram, cel premium, cu semnale în fiecare zi, unde vă ghidăm ce să cumpărați, când să cumpărați, cum să puneți stop loss, când să puneți stop loss, cum să faceți take profit, când e momentul să vă retrageți banii și profiturile și așa mai departe. Linkul veți găsi în descrierea acestui clip. În rest, ce să zic, eu sunt optimist, sper că și voi, vă aștept și pe BitMarket, stăm după echipa de design, să avem acea nouă interfață, sunt foarte multe mașini puse la vânzare, cu cripto, le puteți cumpăra, am văzut și un laptop smart acolo, am văzut apartamente, tot felul de chestii, terenuri, deci încet, încet eu zic că platforma noastră o să ajungă ce trebuie. Când vom ajunge la 1000 de anunțuri puse pe platformă, o să fac un giveaway pentru toți cei din comunitate, iar în câteva zile voi organiza ceva, nu știu, pregătesc o campanie pentru Crăciun, să stimulez oamenii să vină pe BitMarket și, ce să zic, vă doresc o zi superbă, aveți grijă de voi, multă sănătate, noroc, toate cele bune, să ne auzim cu bine!